Bine v-am găsit, sunteți la emigrant.ro și vă oferim vize pentru acasă, dar și idei pentru o viață mai bună. Avem o certitudine. Există mai multe românii, dar un singur vis românesc, acela de a scăpa de sărăcie, chiar și dincolo de orice compromis. Am mai făcut comparația aceasta amară cu trecutul comunist, dar există o singură concluzie. Este greu de construit cu defetiști o societate bazată pe meritocrație, pe creșterea bunăstării sociale a comunității. Ce să mai spui despre fricile ancestrale că străinii ne vor răul? Poate găsim argumente în această ediție. Începem! Rata scăzută a vaccinării la români își face efecte nedorite și în afara granițelor noastre. Este cazul multor școli din provincia spaniolă Castellón, unde suspendarea cursurilor fizice a fost pusă pe seama numărului mare de infectări în rândul copiilor din comunitatea românească, ce să vezi. Pe de altă parte, ignoranța îi face pe unii compatrioți să refuze categoric mutarea în spitalele din Germania a rudelor infectate. Motivul? Teama absurdă de experimente nebănuite. 17 clase din 11 școli din provincia spaniolă Castellón și-au suspendat cursurile. Potrivit spaniolilor, transmiterea virusului este mai mare în comunitatea românească, unde un procent mare din membrii acesteia nu sunt vaccinați. În încercarea de a crește rata de vaccinare, reprezentanții Direcției de Sănătate Publică au avut o întâlnire cu reprezentanții comunității românești, care numără oficial 38.000 de persoane în Castellón. Pe plaiuri mioritice, acolo unde folclorul despre COVID se amplifică cel puțin la fel de mult ca rata infectărilor, medicii germani ai unei misiuni umanitare au fost șocați că familiile unor pacienți români în stare gravă au refuzat ajutorul. Motivul este unul ireal. Rudele se temeau că cei dragi vor fi supuși unor experimente. Facem acelor rude exagerat de vigilente și exagerat de greșit informate că epoca doctorului Mengele a apus de mult și iremediabil, iar singurul experiment pe care medicii germani veniți în România să ajute era acela de a-i vindeca pe acei infectați în stare critică și cu voia rudelor să-i scape de la moarte. Da, pornim de aici discuția și vom ajunge în alte zone nebănuite, pentru că așa se întâmplă în orice ediție, pornești de la o idee, vom vorbi și despre economie și despre mediul de afaceri și despre măsurile care se iau de către un guvern care este interimar, ce să vezi, cu un premier demis, dar politică mai puțină la această ediție, pentru că e timp destul de vorbit de așa ceva. Ioana Schellner, antreprenor român, în Grecia și nu numai, o afacere foarte interesantă, vom vorbi despre ea pe parcursul acestei ediții. Gabriel Biriș, care revine la această ediție. Mulțumesc. Bună seara. Mulțumesc pentru invitație. Fiscalist și un om care spune pe bune ceea ce e de făcut. Și Cristian Vasilache, expert în economie și avocat. Bună seara, Gabriel. Da, vă mulțumesc mult pentru prezență. Începem cu această chestiune legată de români, de acest defetism și nu numai. Aveam un citat undeva, dar voi reveni asupra lui, ceea ce spune un fizician român, un fizician recunoscut, cu privire la cărți care au apărut de curând și care încurajează așa anumite idei. Ce să vă zic? Eu cred că totul pleacă de la educație. În momentul în care noi astăzi avem mai puțin de 3% din necesarul de creșe, grădinițe foarte puține, școlile, din păcate, nici ele nu funcționează în ultimii, cum ar trebui să funcționeze, în ultimul an și jumătate, nenorocirea asta cu online va crea încă probleme și mai mari. Deci, dumneavoastră, problema despre care unii dintre noi vorbim de ani de zile cu nivelul uriaș de analfabetism funcțional, adică tineri la 15 ani care nu prea înțeleg ce citesc, se translatează în apetitul ăsta pentru a asculta la tot felul de teorii ale conspirației, la tot felul de știri false și care practic ne-a adus acum într-o situație absolut nedorită. Eu am tot dat în ultima perioadă un exemplu. Ați văzut Il Clasico? Ați văzut meciurile din Champions League? Nu ni s-a părut oare ciudat că acolo viața a revenit la normal? La Il Clasico, Barcelona versus Real, au fost 80
2000 de oameni în tribune. Practic, datorită faptului că vaccinarea a funcționat și datorită faptului că și că au 75-85% în Portugalia, peste 90% vaccinați, datorită faptului că starea de sănătate generală a populației de acolo este semnificativ mai bună de la noi, decât la noi, și asta este datorată inclusiv nivelului de educație, toate încep cu asta. Practic, în vestul Europei, problemele generate de pandemie sunt extrem de mici. Număr de teste pozitive au și ei, comparabil cu noi, foarte multe. Dar, din fericire, numărul de îmbolnăviți grav care au nevoie de asistență medicală și, Doamne ferește, ATI, este extrem de mic și nu pune presiune pe sistemele lor de sănătate. Vedem că acum români, vecini de-ai noștri, Ungaria în special, dar și din afara mai de departe, se oferă să preia cazuri. Țineți minte anul când a început pandemia, cum a fost lovită Lombardia? Da? Atunci nici nu se putea și nu mai Lombardia. Spunea ceva interesant înainte de a intra în această ediție. Cu politicile publice, de cine ar trebui făcute? Sau cine ar trebui Politicile publice sunt făcute de guvern. La noi, festivismul ăsta incredibil. Deci lipsa asta de responsabilitate, să nu te pregătești. Știți, noi avem o vorbă. Gospodarul își face iarna car și vara sanie. Noi, în primăvară, când căldura nu prea ajută virusii, în primăvară, când ne era foarte bine, în loc să ne pregătim pentru ce va fi, am învins pandemia. Și asta nu spun că, Doamne ferește, trebuiau atunci introduse certificate. Nici acum nu cred că ce se întâmplă, vedem deja știri absolut îngrijorătoare. Faptul că impunerea peste noapte a accesului în anumite spații comerciale, magazine mall-uri, do-it-yourself. Am văzut că se lasă cu bătaie. Faptul că s-a introdus peste noapte o restricție a bulversat business-uri de care depind zeci de mii de locuri de muncă. În primăvară puteam să facem altfel. Și la fel acum, ar trebui și acum. Ar trebui să introducem o perioadă de conformare. Nu poți să vii peste noapte cu restricții și să nu te aștepți că vor fi probleme pe care nu le-ai anticipat. Vom vedea ce va fi. În orice caz, pot să remarc că până la urmă presiunea asta, frica de boală, de restricții, a generat un spike, o creștere abruptă a numărului de vaccinați cu prima doză, după care s-a întâmplat un malor în Senat, a fost respinsă o lege, a scăzut, au mai ieșit unul, doi responsabili și au zis suntem pe plafon, suntem pe platou, nu pe plafon. Suntem pe platou, cum să fim pe platou? Numărul de infectați este direct proporțional cu numărul de teste. Gradul de pozitivare este more or less în ultimele 2-3 săptămâni, am avut curiozitatea să mă uit, în jur de 24-23% pe medie. Da? Deci, noi ținem numărul de infectări din numărul de teste. Faci 50.000, ai 10.000 de teste. Acum, dacă ne uităm la evoluția numărului de spitalizați și numărului de persoane în ATI, vedem că la începutul perioadei pe care am analizat-o acum vreo 15 zile, acum vreo săptămână, într-adevăr, la începutul perioadei erau vreo 17.000, după care s-au dus repede în 20.000 și s-a plafonat. La fel și la ATI. De la 1.600 a crescut repede la 1.900 și s-a plafonat. Suntem pe platou cumva? Nu. S-a plafonat că nu mai sunt locuri în spitale, că oamenii sunt tratați în mașini, că sunt tratați pe coridoare. Nu suntem pe platou. Da? Din nefericire. Iar numărul de decese, eu cred că este mult mai mare, pentru că în principal se raportează decesele din sistemul medical. Nu se știe exact decesele din afara spitalelor. Și iarăși nu ia nimeni în calcul efectul absolut catastrofal
al politicilor publice din ultimele, din ultimii 2 ani aproape, un an și jumătate, asupra celor care nu sunt bolnavi de COVID. A crescut numărul de morți de cancer, care puteau fi tratați. Au scăzut Correct. Numărul de persoane care sunt tratate în clinici de radioterapie. De ce? Pentru că nu mai au acces, că nu, oamenii nu au putut să-și dezvolte trasee separate de, pentru COVID și așa mai departe. Deci, e adevărat. Efectele sunt îngrozitoare. Și asta este rodul exclusiv al politicilor publice. Tocmai. N-aș vrea să ne ducem... Am mai purtat discuția aceasta. Ioana, cu siguranță, ne va spune cum privesc oamenii din afară. Am dat acest exemplu cu acea comunitate din Castellón pentru că este o comunitate puternică. Sunt foarte mulți români acolo. Iată că mentalitățile astea se exportă. Și promiteam un citat, o postare a lui Cristian Presură, pe care cu siguranță îl cunoașteți, un fizician român cu reputație foarte bună, zice așa. Dă un citat dintr-o carte conspiraționistă apărută anul trecut, atenție, nu e veche. Imunitatea e mai puternică la români fiindcă nu au crescut în puf. Deci... Da, au fost diferite scenarii de conspirație, au fost folosite și de cei care sunt în Parlament, o parte din cei care sunt membri Parlamentului, au și câștigat anumite voturi. Ne aflăm într-adevăr într-o situație clar de criză umanitară, aș putea spune. Nu mai e vorba de criză medicală, pentru că știm foarte bine că datele care sunt furnizate câteodată sunt și puțin ascunse și știm foarte bine ce s-a întâmplat în 2020 când au fost ascunși vreo 5.000 de morți și au fost aduși de-a pe aia prin aprilie anul acesta. Deci noi nu știm exact numărul de morți. Clar este, și are dreptate colegul meu, că nu se știe exact numărul de oameni care au nevoie de paturi ATI, pentru că sunt cei pe la Buzău și știm foarte bine că în România se știe lucrul ăsta. Am văzut că sunt tratați cu oxigen din stând în mașină, ceea ce este un lucru mai rău decât în India. Eu ce am văzut în India, de exemplu, erau pe coridoarele spitalelor sau prin Lombardia, erau tot coridoarele spitalelor. Noi discutăm de autovehiculele personale. Pe sistem drive-in. Da. Deci tratament cu oxigen în mașina personală și cu membrii familiei, probabil că stau tot în aceeași mașină, da? Bun. Deci ne aflăm în situație în care nu știm exact numărul de cei care au nevoie de tratament, pentru că nu se fac testările, pentru că știți foarte bine că s-au micșorat numărul de testări. Într-adevăr, din cauza fricii, pentru că populația observă lucrul ăsta și acelui certificat verde care a fost cam introdus fără a se respecta procedura legală, este făcut așa. Am văzut un lucru care pe mine m-a îngrijorat. Avocatul poporului n-a vrut să intervină pe un dosar care a fost tocmai pentru a contesta acea măsură dată de pe municipiul. O secundă, fac o paranteză. A fost un lucru destul de grav. Vreau să fac o precizare. Letonia devine prima țară din Uniunea Europeană care permite companiilor să concedieze, atenție, angajații nevaccinați. Decizia a fost adoptată ieri de Parlamentul din Letonia. Angajatorii pot concedia sau să-i transfere în regim de muncă la distanță pe cei care refuză să se vaccineze anticovid. Am impresia că este cam să face parte Letonia din cele 5 țări europene care au explodat numărul de decese. Mi se pare că e a 5-a țară. Au și grad de vaccinare foarte mic. Au și grad de vaccinare, tot cam ca în România. Problema este că, într-adevăr, dumneavoastră ați făcut referire la un fizician, reputat fizician, l-am urmărit. Eu cred că ne aflăm în jocul calamarului la ora asta. Deci, atenție, suntem într-o disperare, toți alergăm să nu ne vadă păpușa când întoarce ochiul. Deci suntem într-o situație în care noi nu știm exact ceea ce se întâmplă. Am știut foarte bine că am ajuns la un platou, dar platoul nu se știe exact dacă sunt bazate pe cifre reale. Suntem într-adevăr într-un număr de vaccinați. Așa este. În septembrie a fost destul de mic, 20.000, dar în octombrie a început să crească până la 150.000. A scăzut din nou cu 70.000 pe zi. Ceea ce ar trebui să îngrijoreze, pentru că am văzut 150.000 săptămâna trecută, acum suntem la platou de 80.000. Da. Lucrul ăsta ar trebui să gândească și domnul agronom care este ministrul educației, pentru că o să dea drumul din nou la sistemul de educație public, deci se duc toți copiii la școală, bazându-ne pe ce? Doar dacă rata de vaccinări din școală e 60%, păi cum faci socoteala? Te duci doar la profesor, doar la personalul care... Nu e vorba de fapt de vaccinați și nevaccinați, e vorba de testare, de tratament și așa mai departe. Testarea am înțeles că urmează în 21 în noiembrie să fie introduse.
Și știm foarte bine că numărul de îmbolnăviri a fost tocmai că nu s-a respectat incidența care trebuia să respecte. Dacă ai 6 la 1000, te duci și rezolvi problema asta. Comentariu. Cred, din punctul meu de vedere și ca părinte, am copii în școală, clasa 5 și clasa 9. Școala acasă, online, este cea mai mare nenorocire pe care am făcut-o copiilor noștri. Pe care am produs-o. Este o nenorocire care continuă în timp ce noi vorbim. Să știți că nu e doar la noi. E și prin alte părți. Deja în vest nu mai avem problema asta, cu mici excepții, pentru că oamenii s-au vaccinat și, de fapt, măsurile de lockdown trebuie să înțelegem cu toții că sunt necesare pentru a reduce presiunea pe sistemul medical. Ori atât timp cât e clar acum pentru toată lumea că vaccinul nu prea ajută să iei sau să nu iei sau să nu dai, ajută, dar nu atât de mult cât au vrut unii să zică. În schimb, efectele vaccinului sunt o reducere de între 15 și 20 de ore a formelor grave. Dacă noi, hai să facem un exercițiu. Dacă noi astăzi am fi avut, să zic, 200.000 de teste pe zi și am fi avut 50.000 de infectați, dar în ATI n-am fi avut decât 200 și în spitale doar 2.000, am fi avut vreo problemă? Nu. Am fi trecut peste problema asta pur și simplu la și altele și ne-am fi văzut de viață. Problema cea mai mare este numărul imens de cazuri grave, imensa lor majoritate, fără vaccin, și de numărul imens de persoane care decedează din păcate. Aș vrea să luăm și experiența unei persoane care călătorește mult, Ioana Schellner. Facem așa o scurtă introducere despre tine, despre afacerea pe care ai dezvoltat-o. Culmea este că ai pornit din presă, nu? Am pornit din presă, exact. Am plecat de la știri și am ajuns să am un business care este 100% românesc, dar pe care îl fac în 10 țări ale lumii, pe toate continentele. Nuntă pe plajă este ceea ce fac împreună cu echipa. Toți angajații sunt români, pentru că așa mi-am dorit. Toți sunt căsătoriți? Nu sunt căsătoriți, îi căsătoresc pe alții. Înțeles. Și e adevărat, călătoresc foarte mult și chiar și anul acesta am călătorit foarte mult. În afară de Australia am ajuns pe toate continentele anul acesta. Bun. Hai să stabilim ceva. E o problemă cu noi sau pur și simplu așa în mediul ăsta, în spațiul acesta românesc, ne comportăm într-un fel și când ieșim în afară într-un alt fel? Cred că da. Și aici, când spun da, mă gândesc la un exemplu minor. Ca de exemplu, dacă ești într-o țară din vest și foarte mulți fac asta, acolo nu-și permit nici să arunce gunoiul pe stradă, nici să-și arunce resturile pe unde apucă. Însă în România le aruncă pe unde apucă și ulterior, dacă primesc vreo amendă, sunt foarte supărați sau încearcă să negocieze acea amendă încât să nu li se aplice. Lucru care nu se întâmplă în străinătate. Acolo dacă își primesc o amendă, o plătesc și aia e. Nu o contestă, nu? Nu o contestă, exact. Și din păcate foarte mulți sunt cei care urmează exemplul acesta și care în țară se comportă într-un fel, în străinătate se comportă altfel, dar la finalul zilei toți vor o țară ca afară. Și cum e, de fapt? Realitatea este, să zic, un dublu comportament al nostru, al majorității. Nu spun că nu generalizez, dar dincolo de asta sunt în continuare foarte mulți care afară se comportă într-un fel și în țară diferit. Bine, acum nu vreau să spun că cei din afară sunt mai cumoți. Nu. Și îmi permit să vin cu o concluzie într-un context în care lucrez cu 10 țări din lume și am avut ocazia să le văd comportamentul de aproape pe diferite continente, de la Asia, la America Centrală, Europa. În Europa foarte mult lucrez cu grecii, care sunt balcani la fel ca și noi, la finalul zilei.
cu bulgarii, care la fel sunt balcani, sârbi. Aveți un grec și acasă, nu? Am un grec și acasă, exact. Și v-a făcut daruri? De la bun început? Sau? Nu, știți cum e cu darurile de la greci. Am înțeles. Da. Deci nu le-ați acceptat. Scurtă trecere, pentru că trebuie să ajungem și la aceste aspecte legate de cifre. De cifre economice, pentru că nu întâmplător v-am invitat la această ediție, nu vorbim, nici nu propusesem să vorbim atât de mult despre situația cu vaccinarea din România, dar iată, ne luăm cu vorba, din păcate. S-au scumpit banii, asta e prima dintre ele. De fapt, inflația a fost prima, scumpirea banilor, cursul care o ia razna. Ia să vedem ce se întâmplă cu ratele românilor. Efecte, ne întoarcem după. Creșterea roborului înseamnă și creșterea ratelor pentru românii care au credite cu dobândă variabilă acordate înainte de luna decembrie. Probabil că din buzunar ar trebui să scoată, nu știu, în jur de 100-200 de lei în plus, dacă vorbim de o creștere majoră, având în vedere că există și un istoric al creșterii robor, al creșterii bruște a indicelui robor. Dacă stăm să ne uităm în 2019, atunci a fost o creștere destul de bruscă, de la o valoare de 0,8-0,9 s-a dus destul de rapid peste 1,5 și asta a însemnat o creștere a ratelor consumatorilor cu, nu știu, 200-300 de lei, în funcție de, evident, și de valoarea creditului pe care îl aveau. Iar efectele nu vor fi unele plăcute. Consumatorii pot începe să aibă întârzieri la plata ratelor. De asemenea, putem vedea și, nu știu, că unii consumatori poate vor începe să-și amâne plata ratelor sau să apeleze la diverse clauze contractuale prin care să contracareze, să spunem așa, această creștere a indicelui robor. Vor crește ratele și atunci este mai bine să se uite cei care chiar sunt hotărâți să-și ia un credit imobiliar sau ipotecar, să se uite după dobânzi fixe și pe o perioadă cât mai lungă de timp de dobândă fixă. Pentru că avem în piață pe 5 ani, pe 7 ani, pe 8 ani, pe 10 ani dobânzi fixe, după care devin variabile. Specialiștii îi sfătuiesc pe cei care vor să își ia un credit imobiliar să țină cont că acesta este pe termen lung și chiar dacă acum dobânzi zile sunt foarte scăzute, este posibil ca acestea să crească și să se reflecte în ratele la credite. Da, avem doi experți în economie și un antreprenor. Până la urmă, domnule Vasilache, vorbim despre scumpiri, despre efecte în lanț până la urmă, vorbim despre o inflație care a sărit de 7%. 6,3 parcă era în septembrie, acum se duce spre 7, unii zic spre 10, din cauza prețul la energie și mai vin niște, pentru că clar va fi un consum mare de energie și costurile vor fi mari pe aceste cheltuieli. Mai mult decât atât, va scădea consumul, pentru că toți se vor duce să-și achite. Inflația, de fapt, nu vine din consum acum. Bun. Deci sunt situațiile în care eu, de exemplu, am observat că prețul de producție a crescut cu 20% la poarta fabricilor, din cauza prețurilor la energie și mai departe. Eu am văzut studiile pe aspectul ăsta. Se pare că suntem într-o furtună perfectă să vină și o criză economică majoră. Deocamdată suntem într-o situație în care s-au cheltuit foarte mulți bani. Toate țările din Europa, din lume, au cheltuit foarte mulți bani pentru a susține, și vorbesc de 2020 și 2021 jumătate, pentru a susține economiile cât de cât din cauza acestei pandemii, acestor scurcircuitări în ce înseamnă producție, consum și așa mai departe. Pentru a susține cât de cât locurile de muncă, suntem într-o situație globală în care clar prețurile au luat o razna. Prețul la energie a fost clar în toată Europa și știm foarte bine cam care, din ce cauză. Cauzele sunt, de exemplu, eu l-am văzut pe ministrul de externe al Comisiei Europene, domnul Borrell, care a spus foarte clar că Rusia n-ar trebui să facă din acest
război al energiei, al prețului gazelor, faptul că ei nu mai livrează către Europa, o armă geopolitică. Și știm foarte bine că a fost săptămâna trecută lucrul ăsta. Și ce faptul ăsta a generat... Poftim? Ce ar ține loc? Păi, ai o armă, de ce să nu o folosești? Faptul ăsta generează în Europa aceste scurtcircuitări. Pentru că se știe foarte bine că Rusia... Sunt mari jucători de șah. Asta e treaba. Noi jucăm tabine sau table, băieții joacă șah. În situația în care se știe că pe piețele financiare s-au aruncat atât de mulți bani, un calcul clar a fost pe 2020, s-au cheltuit 12 trilioane de dolari pentru a se stopa efectele pandemiei. Se știe foarte bine că erau într-o situație destul de vulnerabilă țările europene, că noi suntem în Europa, nu mai vorbim global, avem și această situație în care, din cauza faptului că nu se dă drumul la acele licențe pe Nord Stream 2, au zis că noi nu mai pompăm în sistem atât de mult gaz. Și de aici au facem plecat o scurtă trecere, mai puțin, vă rog. Ce bine, ar fi fost să, ce bine ar fi fost să nu fi blocate exploatarea în Marea Neagră în 2018, da, să avem gazul nostru acum? Trebuia să-i lase în pace pe cei de la Exxon să bage 4 miliarde de dolari. Haideți să vedem ce se întâmplă și peste ocean. Au făcut. Avem o româncă stabilită acolo, Georgiana de Lurințu. Bună seara la noi, bună ziua la voi, nu? Bună ziua la mine, da. Bună seara, Gabi. Bine te-am regăsit, pentru că am mai tot discutat, aveam și o promisiune anul trecut, dar nu ne-am sincronizat cu privire la alegeri. Mă uit, nu e o situație prea bună în privința administrației americane, văd că scade încrederea în administrația Biden. Care ar fi niște cauze? Nu aș vrea să ne ducem neapărat în politică, ci pur și simplu există ceva, există un trend acolo, pentru că mă uitam pe de altă parte, șomajul a scăzut în Statele Unite, chiar în pandemie, nu? Înțeleg că și-au deschis oamenii firme pe acolo, cei care au rămas fără joburi. Trebuie să ne gândim și la faptul că multe dintre părțile economice care anterior au stat în umbră au înflorit. Și îți dau un singur exemplu și ține de vanitate mai mult. Gândește-te că multe dintre întâlnirile de afaceri se desfășoară acum pe Zoom sau Skype, da? Oamenii au devenit foarte speriați de felul în care arată. Asta i-a determinat să deschidă mai mult ușa chirurgilor esteticieni și este un aspect care a fost relevat cam pe toate canalele media. Mulți dintre cei care activează pe domeniul ăsta au înflorit pur și simplu. Și mi se întâmplă, n-aș spune în fiecare zi, dar destul de des, să văd clinici de înfrumusețare cred că într-un număr mult mai mare decât am văzut acum, să zicem, 10 ani. Și aveai și tu dreptate, New York-ul nu a murit și nu o să moară foarte curând, însă îi se face respirație gură la gură, din nefericire. Da, foarte interesant. Eu mă gândesc la pandemie în termeni biblici. Și am spus chiar și înainte de 2021, este perioada de dinainte și de după COVID. Și cum te gândești? În ce termeni? Biblici. Adică, mai exact. Să spun că... După potop sau înainte de potop sau cum este? Cam așa. Păi și cine-i noi? Sunt semnale pozitive. Din nefericire... Uite o întrebare din platou. Cine-i noi? Cine-i noi să ne salveze? Că în ecuația asta. Nu vedem. Cineva trebuia să facă acea barcă să ne bage pe toți. Rămâne la interpretarea fiecăruia. Ah, ok. Am înțeles. Foarte mulți arată cu degetul către Biden. Sunt și foarte mulți care se întorc și îl încondeiază pe Trump. Da, acolo cum s-a gestionat pandemia? Există foarte multe critici, există neîncredere în sistemul medical? Pentru că da. Sunt și acolo hibe, evident. Alegerile recente au demonstrat că oamenii nu mai au încredere. Iar pandemia, mai mult decât orice, a adus în prim plan probleme existențiale. Știți și voi, pentru că ați fost conectat non-stop, ce a însemnat mișcarea George Floyd,
inegalitatea economică, dar cel puțin mie mi se pare mai mult decât orice responsabilitatea colectivă a fost la suprafață. Și mi se pare că perioada asta de tranziție, cea pe care o traversăm acum, este dificilă, pentru că toți, și voi și noi, încercăm să ne adaptăm unei realități incerte. Nu avem habar despre ce o să se întâmple mâine. Știm ce este astăzi. Este șubred și uite, citeam recent un studiu în care se sublinia că 40% dintre adulții din Statele Unite au înregistrat simptome de depresie și anxietate. Ce ne spune asta? Deci aproape 50% din populația Statelor Unite s-a simțit down în perioada din timpul pandemiei și de după. Iar 15% au consumat mai mult alcool. Georgiana, știu că nu e de glumit, pentru că înțeleg că ești la job acum, nu? Da. Cu prezență fizică sau ești online? Cum ești? Sunt fizic. Fizic. Bun. Cum decurg lucrurile la birou acum? Cum e la voi? Cu acel certificat verde? Nu au certificat. N-au certificat verde. Da, sigur. Este... Noi din septembrie am început noi. Când spun noi, există restricții la muncă, concret? Pot să mai repet o dată, nu te-am auzit. Există restricții la muncă pentru cei vaccinați, nevaccinați? Bine, la voi sunt puțin nevaccinați, în fine. Da. În momentul de față, cei care nu s-au vaccinat trebuie să prezinte rezultatul unui test COVID de 2 ori pe săptămână. Se pot invoca și probleme fizice, ori chestiuni ce țin de religie, care ar împiedica persoana să se vaccineze. Nu se poate intra într-un restaurant atâta vreme cât nu există acea carte verde. Cred că nu poți să te duci la un concert sau să vizionezi o piesă pe Broadway atâta vreme cât nu ești vaccinat. Deci sunt foarte, foarte multe restricții. Și probabil că același lucru se întâmplă și când cumperi un bilet de avion și vrei să călătorești, fie în afara Statelor Unite, fie înăuntru. Da. Mulțumesc mult pentru această intervenție, Ioana Șelner. Să știi că nu te-am uitat. Cum se fac afaceri în pandemie? Pentru că pe voi, teoretic, v-a lovit cel mai tare pe organizări de evenimente. Aș putea spune că toată perioada asta, în ultimii 2 ani, pentru business-ul pe care îl fac, pandemia a creat un nou model de business, la care ne-am adaptat din mers, în sensul că nuntă pe plajă se desfășoară pe plajă, în aer liber, cu puține persoane, 20, 30, 40 de persoane. Și aici beneficiul este că poți să pui mesele la ce distanță vrei. În Europa, dar și în exteriorul Europei, oamenii au venit testați, pentru că până de curând vaccinul nu era obligatoriu și atunci unii dintre ei au venit testați, alții au venit cu vaccin, cei care au vrut să se vaccineze. Însă, toată pandemia aceasta a creat o nouă direcție pentru business-urile de organizare de evenimente. Și înainte, sau încă de la început, business-ul meu a fost conceput să se desfășoare în aer liber și să se desfășoare pe plajă. Însă acum, cu toată situația actuală, tot mai mulți miri aleg să-și facă nunțile pe plajă, în aer liber, versus a sta 200 de oameni într-un local, într-un oraș al țării. Păi nu te-ai fi gândit în 2015 sau așa? Nu m-aș fi gândit. Recunosc că nu m-aș fi gândit. Eu am făcut business-ul acesta pentru că mi-am dorit un business internațional și mi-am dorit să călătoresc. Și business-ul m-a ales pe mine, nu eu pe el. Însă, acum, în ultimii 2 ani, aș putea spune că la noi numărul de evenimente s-a triplat. Nu doar s-a dublat, s-a triplat. În pandemie? În pandemie, exact. Avut puțin aer liber. Da, toată lumea s-a mutat în aer liber, atât timp cât evenimentele... S-au anulat celelalte și au venit către noi, exact. Faptul că oamenii au ales să călătorească oricum, și-au dorit o vacanță după aproape 2 ani în care au stat în și căsătorească. Și-au luat prietenii și familia apropiată
oamenii apropiați și în felul acesta și-au făcut nuntă fie în Grecia, fie cât în Mexic. Cât au crescut costurile? Costurile la furnizori au crescut foarte mult. Aș putea spune că până într-un procent de 40% au crescut costurile la furnizori. Pentru că, îți dai seama, costurile la alimente, noi atât timp cât furnizăm tot ce înseamnă meniuri, băuturi, fotovideo, DJ, cununie civilă, religioasă, absolut tot ce ai nevoie pentru nuntă, la furnizori au crescut foarte mult costurile, atât timp cât au crescut și prețurile la mâncare, la băuturi, la absolut totul. Deci până la 40% la unii furnizori în unele țări. Dar asta nu i-a împiedicat pe români să aleagă o nuntă în aer liber, pe plajă, versus a face... Mulți dintre ei spuneau că acesta a fost modelul de nuntă pe care ei și-l doreau, la care visau. Însă presiunea familiei era să facă nunta aceea cu 300-400 de persoane. Acum a fost momentul oportun pentru ei să facă tipul de nuntă pe care și l-au dorit. Și darul cum se dă în aer liber? Se dă pe card online, să nu punem mâna pe bani. Gabi Biri. Ne întoarcem la oile noastre, la banii noștri, pentru că, de fapt, ia uite, o afacere unde costurile au crescut cu 40%. 40%. O afacere, atenție, care a fost premiată, pentru că are ceva, are unicitate în ea. Lucrurile de nișă, unde... oferta este limitată și calitatea foarte bună, n-au cum să nu crească în orice perioadă. Deocamdată există cerere, dar banii se cam termină la un moment dat, nu? Depinde de noi să nu se termine. Adică dacă în perioada următoare o să ne concentrăm pe a munci, a construi, a ne moderniza țara și a ne adapta la noile trenduri, noile tehnologii, noile trenduri, și s-ar putea să ne fie bine. Să atragem fondurile europene, să creăm condițiile pentru capitalul privat să se dezvolte în România, să nu mai vedem investitori care bat la ușă și deschid fabrici pe la vecini, să vedem care sunt oportunitățile și care sunt amenințările. Pentru că, uite, să ne gândim doar la industria automotive, cât de mult se schimbă. România este în România, producătorii de părți pentru autoturisme, pe lângă cei doi mari producători, au o cotă foarte importantă din producția industrială. Ei, unele din astea vor dispărea. Da. Și atunci, dacă noi nu ne adaptăm să punem în loc ceva, s-ar putea să avem un alt gen de probleme. E foarte mult de muncă și dacă știm să atragem fondurile care ne sunt disponibile, s-ar putea să trecem până asta. Da. Numai că dacă ne concentrăm pe creșteri de cheltuieli, așa cum, din păcate, văd că se întâmplă în ultima perioadă, de câțiva ani, iar în ultimul an și jumătate, e așa un delir de creștem cheltuielile. Vedem că zicem că reformăm statul. Păi în ultimele 18 luni s-au angajat la stat foarte mulți oameni pe salarii foarte mari. Au crescut foarte mult cheltuielile. Creștem pensiile. Foarte bine, trebuie să le creștem. Poate că ar trebui să ne concentrăm un pic pe pensiile mai mici și mai puțin pe pensiile speciale și mai puțin pe a trimite oameni la pensie la 41 de ani. Așa ar fi, la nivel de promisiune, așa ar fi. Da. Știu, dar una spunem, alta facem. Iarăși, din păcate, și în zona, din zona de antreprenori, văd o chestie care, o tendință care mie mi se pare nu tocmai responsabilă. Cerem scutiri, cerem tratamente preferențiale, fără să ne pese de ce se întâmplă în jurul nostru. Păi scutirea pentru o categorie înseamnă pentru orice categorie. Deci astăzi, orice scutire, care scutire înseamnă bani în minus la buget, orice creștere de cheltuială, care înseamnă bani în plus de la buget, se face cu o singură sursă de finanțare. Împrumuturile. Care cost al împrumuturilor deja a început să crească. Da. Nu numai asta. România, oricum în Uniunea Europeană, se împrumută de departe la cel mai mare cost. Noi acum avem costuri mai mult decât duble față de următorul după noi. Corect.
și de 10-15 ori mai mari decât alte state. Este un cerc vicios din care trebuie să ieșim, putem să ieșim, să vedem ce va urma. Că, din păcate, ca să poți să ieși dintr-un astfel de cerc vicios, îți trebuie voință politică. Da, și, și pentru asta ai nevoie de un guvern stabil. Și aș completa aici, îți trebuie o strategie foarte clară, un plan cu niște... Exact ca în antreprenoriat. Eu dacă nu am... Se poate importa această... O direcție... Scuze. Avem... am avut o discuție de curând apropo de reformele incluse în PNRR. Da? Dacă ne uităm și o să vorbesc de la ce mă pricep cel mai bine, partea de fiscalitate. Pe lângă proiectele de modernizare, informatizare ale ANAF-ului, vedem pe partea de legislație că se vorbește acolo de eliminarea graduală a scutirilor. Păi de ce trebuia să băgăm chestiunea și n-a fost băgată din prima? După ce s-a întors PNRR-ul de la Bruxelles, a apărut acolo. Adică am fost forțați să o băgăm. De ce să fim noi forțați să ne facem ordine în casă de altcineva și să nu o facem singuri? Foarte interesant. De care e teama mea cea mai mare? Faptul că situația creată acum, din situația creată în ultimii ani de zile, nu putem să ieșim scoși de tot cei care ne-au băgat. Și de asta sunt un pic îngrijorat. Pentru că blocarea exploatării gazului în Marea Neagră, pentru că multitudinea de scutiri... Așteptăm din nou să vină americanii sau cum? Nu? Da? Avem o problemă acolo și cred că e nevoie de mai multă implicare. Bine, criza s-ar putea să vină din altă parte, nu mai vine de peste ocean. Da. Sau vine... Să ne ferească Dumnezeu să vină din... Dar vorbeam despre niște programe, pentru că tot se cheamă... Care mai e? Emigrant.ro. Ce mai programe? Ce vorbeam? De diaspora Restart. Care? Unde? Mai 48 există? De firme, nu? Peste 17 milioane de lei. Mai sunt niște facilități ce pentru tineri care n-au de job. De la bugetul de stat, ce buget da? Este? Da. Dar asta e buget pentru proiect de genul ăsta? Asta este valoare asta? Asta e valoare pentru diaspora? Da, o la nivelul ăsta? Dar când diaspora îți ajunge 7 miliarde de euro pe an? Nici nu trebuie să fie buget pentru asta. Antreprenoriat asistat social... Iată, îl aveți pe ecran. Antreprenoriat asistat social, da, distruge, de acord, distruge de acord. Cel mai important, cea mai importantă, cea mai sănătoasă parte din corect. Societate. În ultima perică am vorbit de scutiri, dar și asta cu tot felul de bani publici băgați în buzunare private. Păi ce? Păi, asta nu e antreprenoriat. E competență, un competitivitatea voastră. Avem un program. L-am scos, este program finanțat de stat pentru 800 de tineri care nu au în momentul acesta loc de muncă, dar și-ar putea găsi foarte ușor. Să zicem un absolvent de facultate care nu și-a găsit loc de muncă. Teoretic, statul i-ar da niște granturi, dar în anumite condiții, că nu ia el direct. Ia prin altcineva și tot așa. Întrebarea mea este, câți dintre acești tineri vor să... Știu despre ce vorba în primul rând și doi, vor să lucreze. Eu m-am confruntat de foarte multe ori cu situații în care tineri cărora le ofeream un salariu decent, mult peste salariul mediu în România, spuneau că ei preferă să doarmă decât să vină și să muncească. Și cel mai mare șoc l-am avut când am avut un interviu cu un astfel de tânăr. Asta e cauza pentru care există criza aceasta de locuri de muncă? Criză de forță de muncă. De forță de muncă, de muncă. Da, exact. Cel mai mare șoc pe care l-am avut a fost într-un interviu în care căutam un consultant de nuntă, iar prima condiție este să știi să vorbești și să scrii corect românește. E normal să știi să scrii un e-mail și să vorbești coerent la un telefon. Și în cadrul interviului nu rețin de unde a venit contextul cu Dostoievski, la care tânărul mi-a zis: da, să știi că l-am căutat pe Facebook și dar n-are friend. N-are friend. Eu am crezut că glumește. Eu am crezut că este o glumă. Iar acel tânăr îmi cerea un salariu de 2500 de euro pe lună. I-am spus: dragul meu, îți doresc succesuri. Succesuri îți doresc. Du-te liniștit și găsește-ți angajatorul care îți va plăti ție 2500 de euro într-un context în care
abia ieșise de pe băncile facultății. Nu contest că sunt extrem de mulți tineri, extrem de bine pregătiți. Corect. Dar sunt și foarte mulți care vin și care visează la niște salarii colosale, însă dincolo de asta îl caută pe Dostoevski pe Facebook. Da. Pentru că nu, la noi nu există o cultură a voluntariatului care trebuie să fie implementată la nivel de studenți ca să vadă exact cum este, să capete puțină experiență. E treabă de discutat aici zile întregi. Problema mea este că tot vorbeați de proiecte pentru diaspora, da? Că suntem la emigrant pe lipsesc cu desăvârșire. Tu nu poți să-mi arunci un proiect de genul ăsta de valoare cât era, 20 de milioane de euro, când numai din diaspora câștigi 7 miliarde de euro pe an. Era 17 milioane de lei. Vrem să aducem în țară sau vrem să le folosim doar remitențele? Era și o promisiune cu case la un euro, da. Nu. Atunci, un partid politic. Dacă discutăm de proiecte pentru diaspora, să-i capacităm pentru a veni, pentru a avea o imigrație circulară, pentru să-mi dezvolte localitățile de unde au emigrat, să-mi dezvolte mentalitățile, pentru că vin cu altă mentalitate, o mentalitate de 10 ani de Italia sau de Franța sau de Spania sau de Anglia, este alta dacă ai stat în România și te uiți pe Facebook, da? Sau cum îți cauți exact. Tapă de Dostoevski. Clar, implementează altă mentalitate și, și antreprenorial în localitate. Tu vii și mi-arunci mie două, nu știu ce sumă era acolo. 17 milioane de lei era. Este jenant. Doar corect. Vrem să-i mai aducem în România, ori le folosim doar banii. Să ne facem noi să păstrăm aceste pensii sociale care este tot vorba de o asistență socială, să păstrăm acele salarii care tot o formă de asistență socială și de ce? Atât timp cât eu mă împrumut să le plătesc. Da. Înseamnă că eu nu-mi permit ca economie să plătesc aceste salarii. Ăsta e adevărul. Da, Gabi Biriș, unde ajungem? Uite, pe ecran doar Bulgaria e sub noi, la media orară. Da. Media asta este distorsionată, Gabriel. Corect. Este foarte distorsionată de faptul că piața noastră a muncii... Pe de altă parte, importăm forță de muncă, avem mare nevoie. Este distorsionată de două fenomene. Unul este munca la negru, care se manifestă în special în zona prost plătită. Oameni care muncesc cu ziua, oameni care muncesc... Și pe de altă parte, la veniturile mari este distorsionată de faptul că, pe de o parte, avem contribuții sociale foarte mari și cu bază neplafonată. Deci nu prea ai apetit să lași jumătate din ce câștigi, mai ales după o muncă, după o viață de muncă, când ajungi să câștigi sume semnificativ mai mari decât cele menționate anterior. Și pe partea altă, deci ai contribuții sociale foarte mari și pe partea cealaltă ai tot felul de portițe, de scutiri. Ori, în momentul în care se analizează piața muncii, nu se iau în calcul nici veniturile obținute din activități independente, adică PFA, PFI, profesii libere. Corect. Nu se iau în considerare micro-întreprinderile, nu se iau în considerare drepturile de autor. Da? Și atunci, toată piața asta muncii este complet distorsionată. Ca să poți, că de asta și scrie în PNRR ce scrie. Și o anume, concluzie scurtă, bazei pentru că suntem la final. Trebuie cum e România? Mai are frâne sau... În momentul de față nu este foarte... a rămas fără frâne pe partea medicală. Are frâne foarte slabe pe partea bugetară. Din fericire, are un motor și frâne bune pe partea de antreprenoriat și firme private. Care să fie bine, trag, și digital, da. Pe partea de tehnologie. Tehnologie. Pe principiu să fie bine ca să nu fie rău. Da, vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Câteodată timpul este atât de scurt încât nici nu simți că a trecut. Da, mulțumesc mult. Vă aștept cu drag și la o altă ediție. Ne oprim aici, să auzim de bine.